Deci nu mai pot, nu mai pot efectiv. Spune-mi, te rog, ce te apasă? Păi de când cu pandemia asta lumea e tot mai rea. Trebuie să port mască și când zbor. Păi cum? Păi uite așa, uite, ieri am salvat orașul de la o bombă și tot ce au scris aia în presă e că Superman nu poartă mască. Exemplu negativ pentru copii. Și totuși, nu te-ai gândit să porți? Să port mască? Păi nu-i destul că port chiloții peste pantaloni? Să mai port și mască? De unde și până unde sunt eu simbolul sexului? De ce toate femeile se îmbracă ca și mine atunci când vor să facă sex cu partenerii lor? Poate pentru că sunteți sexy. Tu știi pentru ce e costumul ăsta? Tu știi de câți răufăcători mă protejează? Poate de aia iau și ele să le protejeze. Păi atunci să-și cumpere prezervative, nu să-și ia costumul meu. Eu m-am săturat să fiu un simbol al sexului. Nu mai recunosc orașul. Nu mă mai pot cățăra cu plasele mele. Mie m-am și îngrășat în pandemia asta. Adică? Adică tot la 50 de metri, punc un bloc nou. Crezi că eu pot să arunc la perfecție cu plasa? Mi-e trei clădiri gata, făcute, nu numai schele. Și nu te-ai gândit să iei un Uber sau ceva? Uber, da, cum să luăm la aglomerația asta din Cluj? Mai bine mă duc cu bicicleta. Sau trotineta electrică. Lăsați-mă cu trotinete electrice, că atâția copii am prins așa în plasă, că erau să cadă pe Someș. Deci vezi, ai pe ce folosi plasa. Lăsați că mai nou, și soția mea mă ironizează. Mă trimite la magazin fără plase, că ai tu plasă destulă. Numai plase iau în ultima vreme. Astea-s probleme. Se vede că-s tineri. Niciunul dintre ei nu mi-a spus ce superputere are. Eu am soacră. Care-i superputerea ta?